Da, prieteni, suntem în Valea Cernei, între satul Măteuț și Păpăuț. După cum observați în spatele meu, observați tunelul despre care vă spuneam mai devreme. Și noi am găsit locul perfect pentru a filma o rețetă. Bună ziua, bună ziua. Asta e pentru suport creativ. Bună ziua, doamnelor! Bună ziua! Cum sănătatea? Cum viața? După vreme! Așa, măcar nu-s căldurile astea. Da. Ia spuneți, ne putem să cumpărăm undeva de aici din sat, de la voi, poate de la piață sau de la vreo femeie de acasă, îmi trebuie vreo 2 kg de vânătă. Ce? Vânătă. E, aici nu-i, nu-i. Dar la magazinul ăsta găsești ceva? Este, el e făcut de liceea din partea asta, de supramalului. Se vede tot frumos, adică acces cu mașina. Dar nu, cu mașina nu, nu. Din partea aceea, da. Ia că e din coace făcut. O cărare, vă dați drumul până în primarul râp și așa au vin. E greu de dat, trebuie să-ți dai în vale, cu mașina îți dai eu. 70 în partea aceea la Păpăuți. În o grada oamenilor gospodari trebuie numai decât și un câine care latră. Și e legat, că altfel... Deci să-l mai hrănești. Noi suntem în satul Măteuț. Măteuț e un sat special. Aici predomină o liniște așa fermecătoare. Măteuț este un sat ca și multe altele care se confruntă cu niște probleme cotidiene, dar oamenii continuă să trăiască, nu pierd speranța. Iar liniștea de aici, energia și aceste culori vii îți dau poftă de viață. Aici în Măteuț încă s-a păstrat un pic această imagine rustică de sat moldovenesc. Noi am ajuns la un punct strategic important din satul Măteuț, magazinul din sat, mai bine zis, unul din magazinele din sat, unde omul poate să vină să-și cumpere o pâine, o conservă, o bere, deși nu. Bună ziua! Vinite aveți? Vinite? Da. Dar și vă este mâncare? Da, ia că-mi trebuie câteva vinite să fac o salată, o filmare. Așa că tătă nădejde pe magazinul vostru minunat. Ia că vedem și niște vinite aici. Poți să ne aleg? Cu mare drag, vă dau pachet. Da, 12 lei. Noi să facem niște pește la grătar cu o salată de vânătă. Și ne trebuie și pânic să întingem așa. Da. Mulțumesc, la revedere. La revedere. Vinite avem, pânic proaspătă, la fel este. Nu ne-a rămas decât să identificăm locul unde începem rețeta noastră. Servim pescari cu beri răci. Noroc, băieți! V-am adus câte o beri răci, văd că vă chinuiți. Mulțumim! Ia câteva aici. Așa. Și? S-o prins ceva? Așa e, adică o mărunței. Aha. Ia că vă pun bierea aici. Câte-i rece. Mulțumim! Te-ți o să avrați. Hai, noroc! În sfârșit am găsit locul de filmare. Iată și râulețul Ciorna sau Cerna de aici, dintre Măteuți și Păpăuți.
raionul Rezina, cândva un râu în care activau mai multe mori de apă. Practic fiecare gospodar avea câte o moară de apă. În prezent râul seamănă mai mult cu un fluviu sau cu un pârâiaș, dar adevărul este că se varsă Nistru și noi am găsit locul perfect pentru a filma o rețetă. Dar azi gătim ceva cărnos și o garnitură sănătoasă, pentru că avem nevoie de energie. Trebuie să urcăm dealurile astea înapoi spre mașină. Camera rec. Eu aleg cei mai răși. Nu stai leac. Acțiune? Cât timp se încing cărbunii, eu zic să ne apucăm de preparare. Astăzi facem pește la grătar. După rețeta mea personală, totodată vom face și o salată, o garnitură pentru acest pește. Și mă refer la vinetele pe care le-am cumpărat mai devreme. Înainte de a începe să gătesc, normal că trebuie să mă întăresc, ca de obicei. Sunt bine echipat. Am setul pe care l-am câștigat de la Berea Chișinău, care conține toate cele necesare pentru un grătar reușit. Hai noroc! Specialitatea berarului Session L. Cu această ocazie vreau să-i transmit toate complimentele berarului, a ales rețeta perfectă pentru a crea această licoare care cu siguranță este apreciată de consumatori. Deci, prieteni, priviți aici, acești trei pești așteaptă acum să fie condimentați și puși pe grătar. Atunci când preparăm pește și în special peștele la grătar, eu încerc să nu adaug prea multe condimente. Vreau să păstrez gustul original, gustul pur al peștelui. Vom încerca să păstrăm tradiția clasică de a condimenta peștele doar cu sare și piper. Mai am ceva din grădina personală. Iată acest buchet de ierburi aromatice, busuioc proaspăt, mentă și un ingredient foarte important pentru rețeta de astăzi este măghiranul sau maioranul. Are o aromă extraordinară, prieteni. O aromă care nu pot să o descrii prin cuvinte. Deci în primul rând amestecăm sare grunjoasă și un mix de boabe de piper. Ca de obicei folosesc mixul pentru că este mult mai bogat în arome. Iată, îl simt deja atunci când încep să amărunțesc să macin aceste boabe de piper. Eu voi adăuga și câteva frunzulițe de măghiran pentru a aromatiza sarea. Măghiranul crește în condiții casnice foarte ușor, nu este pretențios, îl puteți folosi și iarna, în sezonul rece. Desmiros. Parfum de lux. Mai amestecăm un pic. Avem nevoie de cărbuni încins pentru a carboniza, practic, vinetele pe care le voi adăuga chiar acum, direct pe cărbuni. Avem nevoie de gustul acesta vânătă arsă, dar fără nicio grijă, o decojim după și folosim doar miezul. Așa, mixul nostru de condimente este gata. Atrageți atenție, sare, piper și măghiran. Condimentăm peștele. După cum vedeți, am ales un pește de mare, e un biban, îl mai numesc lup de mare. Bibanul e cam sărac în oase, dar preparat la grătar este extraordinar. Evitați să adăugați în exces produse, în special să umpleți peștele cu felii de lămâie sau cu crenguțe de rozmarin sau ceapă, cineva mai adaugă usturoi, doar piper, sare și un condiment extra care vă place vouă. Mie îmi place măghiranul. Condimentați din abundență, pentru că o bună parte din condimente se vor arde. Important e să condimentăm bine interiorul. Iată-i! Trei pești, trei crai de la răsărit, sunt gata de a fi prăjiți pe grătar. Dar noi suntem patru. Eu mă împart cu Vlad. Dar între timp, eu zic să gustăm o berică rece.
Cum spunea tătuca meu, berea e bună atunci când ți-i sete. Și are dreptate. Și eu am aici acele, aceste ace impresionante pe care vom îmbrăca peștii prin cavitatea bucală, de-a lungul coloanei vertebrale. Iată-l aici. Vinetele sunt gata de a fi puse deoparte să se răcească, pentru că vrem să le decojim. Sunt foarte fierbinți, s-au copt bine și vă îndemn și pe voi să faceți același lucru. Aruncați direct în foc vinetele până le ardeți cu totul, după care le puneți un pic deoparte. Noi între timp vom pune peștele, care nu are nevoie de tare mult timp la grătar. Câteva minute pe o parte, câteva minute pe altă parte și peștele este gata. Simt aroma peștelui la grătar. Doar piper, sare, măghiran, atât. După care stropim totul cu suc proaspăt de lămâie. Noi între timp decojim vânăta. Vlad, ai grijă tu de pește? Așa, am aici două lămâi, dar și niște roșii cherry pe care le-am cules de dimineață din seră, pe care le vom adăuga în salată. Noi între timp vom decoji vinetele. După cum vedeți, coaja arsă se scoate destul de ușor. După cum vedeți, am decojit vinetele. Miezul este bine copt și, cel mai important, are această aromă de grătar de care avem nevoie. Eu astăzi vreau să împărtășesc cu voi o rețetă pe care sper că o veți prepara de fiecare dată când veți face un grătar, în special pește. Acum vom tăia totul cu bulețe, direct pe tocător. Miezul este moale. Lăsăm și un pic de coajă arsă pentru aromă. E gata peștele, Vlad? E s-a măstucat de jos. Punem totul într-o farfurie. Perfect! Adăugăm și ierburile aromatice despre care vă spuneam. Voi adăuga neapărat niște mentă proaspătă, Vlad. Ține minte? Măghiranul și, desigur, busuiocul pe care îl vom toca împreună cu măghiranul. Și menta. Adăugăm totul în salată. Și piper și sare. Perfect. Extraordinar. Amestecăm și salata este gata. La fel și peștele. Vlad, cât de bine arată. Da, carnea este gustoasă, grasă, sățoasă, dar peștele e delicat. Mai ales când vine acompaniat cu o salată de vânătă arsă în foc, în sânul naturii aici la Măteuț. Păcat că nu trece prin Trian, dar data viitoare când o să trec pe aici o să-mi amintesc că am gătit aici. Așa, voi adăuga și niște roșii cherry neapărat. Așa, roșii cherry proaspete din grădina mea, mai bine zis, din seră. Priviți ce culori, dar cel mai important, îmi pare rău că nu simțiți această aromă. Eu zic că e timpul să gustăm. Dar nu înainte de a ne hidrata. Să-ți dai Dumnezeu sănătate. Da. Hai, prieteni, la masă! Acum scurgem sucul de lămâie peste pește, din abundență, așa, și un pic peste salată. Perfect! Să-i gândi un ochi. Perfect! Da, prieteni, și după cum vă spuneam, mâncați sănătos, dar în primul rând gustos. Și cu o bere rece.